scriptura bântuia cumplit, turnul de scăpare și ajutorul prin cuvântul sfânt, fădălit. Același neschimbat.
Amin. Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul. Doresc să citiți câteva versete și apoi ocupăm locurile. Cuvântul Lui Dumnezeu spune în Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 17 până la versetul 22. Și acum, fraților, știm că din neștiință ați făcut așa cum ați, ca și mai mari voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă, dar și întorceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou tuturor locurilor, despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor Sfinților Săi proroși din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților voștri, Domnul Dumnezeul vostru a ridicat dintre frații voștri un proroc ca mine, pe El să-L ascultați în tot ce vă spune. Amin. Amin. Haideți să vă părăm. Slăviți să vedem. Amin. Dragii mei,